Pentru a marca Ziua Internațională a Romilor, președintele filialei Giurgiu a Partidei Romilor, Mihăiță Grigore, a organizat astăzi o conferință de presă. El a prezentat pe scurt istoricul acestei zile. Astăzi este 8 aprilie 2015, o zi specială pentru comunitatea de rom din întregul județ Giurgiu, din întreaga Românie și, de ce nu, din întreaga lume, pentru că este Ziua Internațională a Romilor. O zi declarată internațională în 1971 cu ocazia desfășurării primului congres al comunităților de romi, un congres la care a fost adoptat și acel steag pe care îl cunoașteți, verde cu albastru și cu acea roată pe mijloc, și imnul internațional al țiganilor, melodia Gelem Gelem. Mai multe acțiuni cu caracter cultural au fost organizate în ultimele zile, tot pentru a marca Ziua Internațională a Romilor. Între acestea și un spectacol cu muzică și dansuri specifice acestei etnii, care s-a bucurat de aprecierea invitaților.